foarte bine.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bine ați venit la Festivalul Internațional de Folclor Arcanul, la Rădăuți, un ținut binecuvântat de Dumnezeu, aici în inima Bucovinei. Am invitat anul acesta la festivalul nostru formații din județul Suceava, din țară și multe formații din străinătate pe care le-ați putut admira la micul spectacol care a fost prezentat în centrul orașului. Domnilor, vă rog să-mi permiteți să vă expun în fața dumneavoastră doar câteva cuvinte. A fost astăzi la Rădăuți, la ziua noastră, Rădăuților, Consiliul Județean, senatorul Radu Pricop, senator de Suceava și toți cei care ne iubesc de la Suceava. Să-i aplaudăm, vă rugăm frumos! După ce voi declara deschis festivalul Arcanu, o să rugăm pe Sofia Vicoveanca să-și expună prin vorbe, prin cântec, ceea ce dumneavoastră știți să facă foarte bine. Viitorul nostru de mâine va fi frumos să sunteți. Vă mulțumesc mult! Sunt mararea, marcea, doamne,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
partizanul Alcanul 2-3 în aplauzele dumneavoastră. Thank you.
joacă s-o păstrei, că și-o batu pe marutui, că mă inima duc la muncul, am de dinidam. Nu știu gine ca să joc și pui o rugă, că două s-ai dat oameni bună, joc mi-eram de dinidam.
Thank you.
estimați cetățeni ai municipiului Rădăuți, dragi oaspeți din țară și de peste hotare. Din nou sunt emoționat, pentru că iată cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional Arcanul se încheie astăzi. Totdeauna când o mare sărbătoare se termină, ne pare rău. Dar trăim cu speranța că acest Festival Internațional Arcanul va continua și la anul. Așa că, în așteptarea celei de-a 13-a ediție, dați-ne voie să începem festivitatea de înmânare a diplomelor musafirilor noștri din străinătate. Dar nu înainte de a le mulțumi tuturor artiștilor amatori care ne-au delectat în aceste zile cu niște spectacole minunate pentru participarea lor la acest festival al Rădăuțului. Acum, permiteți-mi să dau cuvântul domnului viceprimar al municipiului Rădăuț, domnul Ilie Sarcinski. Dragi invitați, stimați rădăuțeni, este o zi deosebită, după două zile de manifestări frumoase, de artă populară, ne întâlnim astăzi în sala municipală de cultură din orașul Rădăuț, pentru a participa la decernarea diplomilor de participant și pentru a participa în continuare la un spectacol de gală. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la organizarea și sperăm reușita acestor manifestări. Dacă v-a plăcut să participați și la anul, dacă nu v-a plăcut să participați, de asemenea, pentru a vedea că noi ne perfecționăm din an în an. Reușim să organizăm aceste spectacole cu participarea invitaților din țară, cu care domnul director Băncescu are o relație deosebită și, de asemenea, cu participarea rădăuțenilor, oameni de suflet, oameni care ne ajută cu prezența și cu banii. Eu vă urez multă sănătate, fericire și să participăm în final la un spectacol de gală. Urmează în continuare decernarea diplomelor de participant pentru formațiile care ne-au onorat, sperăm, cu cinste, orașul și sperăm ca și dumnealor să fie mulțumiți pentru felul cum a fost primit în municipiul nostru. Vă mulțumesc! Înainte de această decernare a diplomelor, fac o capă datoriei de onoare de a mulțumi celor care au colaborat cu noi. Personalul de la restaurantul Cina, personalul de la hotelurile unde au fost cazați artiștii noștri și, în mod special, poliției municipiului Rădăuț, jandarmeriei municipiului Rădăuț și firmei Dragon Star din Rădăuț, care ne-au asigurat nouă și dumneavoastră liniștea în aceste zile a festivalului. O să invităm pe rând pe scenă grupurile. O să începem cu un grup din regiunea Schwaben din Germania, care este partener în regiunea Schwaben cu Bucovina noastră, cu județul Suceava. Grupul se numește Unterletaler, cam așa ceva, Tanzen Musikanten, din regiunea Schwaben. Ich möchte mich im Namen unserer Musikgruppe, den Unterletaler Tanzmusikanten, beim Veranstalter und beim Publikum recht herzlich für die Teilnahme hier im Rapport bedanken. Eu vreau să mulțumesc din inimă și din suflet orașul Rădăuț pentru invitație și vă mulțumesc dumneavoastră spectatorilor pentru prezență. Es war uns eine große Freude und eine Ehre, dass wir hier teilnehmen konnten. Und es, ich kann Ihnen versichern, dass es uns sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube, wir haben hier in Rumänien Freunde gewonnen.
ne-a fost onoare și o bucurie să participăm la acest festival. Eu vreau să vă asigur că ne-am simțit extrem de bine aici și eu cred că am câștigat prieteni aici la noastră. Es wäre uns auch eine große Freude und Ehre, wenn wir irgendwann mal wieder hier nach herauskommen könnten. Und ich bedanke mich nochmals. Auf Wiedersehen. Și vreau să vă spun că ne-a plăcut foarte mult și ne-ar fi o bucurie și onoare dacă vom fi invitați și altă dată. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc toate cele bune. Ich möchte noch dem Direktor des Kulturamtes einige kleine Geschenke überreichen. Und wie gesagt, ich denke, wir sehen uns gleich mal wieder. Și vreau să mănânc și câteva atenții domnului Director Băcescu din partea noastră. Și sper să ne mai vedem și viitor. Grupul Shaper Jack din Laval, Mayenne, Franța. Je voudrais remercier tout le public romain. Merci beaucoup de votre accueil. Le groupe Shaber-Jack, ce sont des danseurs qui dansent ensemble pour la première fois. Et nous sommes très heureux. Ici, il y a notre cœur, le cœur de la France. Et le cœur de la France, on vous le donne aussi. Și păstrează în inimă. C'est un très très grand honneur pour les Mayennais que nous sommes d'être accueillis ensemble avec nos amis allemands dans votre terre roumaine qui est si belle. Je voudrais offrir au directeur du festival une modeste contribution à la connaissance de nos peuples réciproques et lui offrir un document sur notre beau département qui est celui de la Mayenne en France. Ensemble folklorique Marinia din Tronchi, Polonia.
Thank you very much for everything. Thank you very much for your hospitality and for your friendly. We are very happy to visit your country. So me and our groups love Radouts and Radouts people, and I hope I will see the Radouts group in my country next November. Thank you very much. Eu vreau să am avut un sejur plăcut și o sper ca noi să ne întâlnim. Ansamblul folcloric, izvorașul din Livada, Ucraina. Шановні присутні, від імені членів колективу «Ізвораж» я висловлюю щиро подяку організаторам цьогорічного фестивалю «Аркану». Ми дуже раді побувати у вашому місті, адже це місто зачарувало артистів не тільки з України, а з усього світу. Петру прима дата анула честами афлу ла фестивалу «Інтернаціонал Аркану». Și sunt deosebit de bucuros și de emoționat că acest arcan știe să ne adune în oastea sa, nu numai cum l-au prins pe Bădița Vasile cu arcanul la oaste, dar această oaste folclorică este mult mai numeroasă și mult de valoare mai mare decât oricare oaste din lume. Mulțumesc tuturor organizatorilor festivalului pentru invitație. Suntem deosebit de bucuroși că ne-am aflat aceste zile împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumim! Eram fost în următoare pentru că nu știam ce nu-i sunt traducă, dar este că românul nostru. Îl aplaudăm! Ansamblul folcloric Colelia din Pâlcele Old. Prietenii noștri cădușari care vin la toate edițiile festivalului. Este în sală domnul primar din Pâncele. Ne face o frumoasă câtă plăcere să avem în mijlocul nostru. Obiceiurile de așezarea noastră. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi, a fost minunat. Domnule primar, ne-ați încântat și vă urăm în continuare să o țineți tot așa, că este extraordinar. Vă urmează o diplomă pe care am zis-o dat domnului primar și domnului viceprimar, ce vă zic-o de ei vin apoi. Pentru ansamblul folcloric Floarele Bucovine, a Casei Municipale de Cultură din Rădăuți. Ansamblul folcloric Flori de Sânziene din Zaharești, Suceava. Thank you.
aceea să mulțumesc domnului director pentru prezența noastră aici și vă urăm o zi mare plăcută. Ansamblul folcloric din Calapindești, Suceava. Și ne va arăta ceea ce pot copiii noștri și ce pot fiecare. Vă mulțumesc de suflet! Ansamblul folcloric Brădetul Ihorodnic Suceava. De asemenea, a fost la toate edițiile festivalului nostru. Ne întâlnim pe scenă aici a 12-a oară. Casei Municipale de Cultura orașului Rădăuț, pentru invitația adresată nouă, orodnicului, și promitem, dacă vreau Dumnezeu ne va da un crez, să venim și la anul, la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Folcloric Internațional Arcanul de la Rădăuț. Această speră a Bucovinei strămoșește. Mulțumim frumos! Sunt două ansambluri care au evoluat vineri la noi. Nu știu dacă sunt în sală, eu i-am invitat, îi citim. Ansamblul folcloric Cetina din Gura Humorului. Dacă nu este nimeni, o să le trimitem noi invitația. Este cineva de la Gura Humorului? Nu este. Și tot vineri au fost la festival, la ansamblul folcloric Bucovina din Siret, Suceava, al Casei de Cultură din Siret. Este cineva de la Siret? Dacă nu, o să le transmitem noi invitația și celelalte cadouri de ale noastre. Dacă domnul viceprimar dorește să vă mai adreseze câteva cuvinte. După cum ați văzut, la început am spus pentru la anul cei căror le-a plăcut să mai vină, celor căror nu le-a plăcut să mai vină. S-ar părea că le-a plăcut la toată lumea și noi așteptăm la anul toate formațiile care au participat în acest an să fie prezente la manifestările noastre și ca să demonstrăm acest lucru, vă invităm în continuare la spectacolul de gală cu care să ne încânte. Vizionare plăcută! Într-un cadru oficial, vreau să le spun prietenilor noștri din țară și din străinătate, la revedere pentru 2004.